știți că când ești prieten, nu poți să nu spui tot, să nu dai din tine toată prietenia, cum arată. Și revenind la domnișoara Iulia Alexandra Neacșu, cred aici că, ca să citesc tot pe voce, a prins un lucru foarte bun, pentru care aici vorbesc sincer, îl invidiez. A vorbit de turbulență. De ideea de turbulență sufletească care există în această la această poetă. Eu zic că e vorba de o mimare a turbulenței sufletești. Poeta este un bun actor. Trebuie să ține seama că este prin formație, este la teatru, lucrează cu actori, vede piese de teatru, vede tot timpul trăirea îmbibată, îmbinată, fuzionândă cu mimarea trăirii. La urma urmei, Richard al III-lea este și cel care este, Richard al III-lea este așa actorul care îl joacă pe el. A dat un exemplu clar de personalitate duplicitară. E această personalitate duplicitară, dublă, complexă, contrazicându-se pe sine însăși, în discurs, există de pe acum. Vreau să aduc o explicație în legătură cu prefața care a făcut. Prefața este încurajatoare, pentru că la cineva când debutează la 20 de ani, trebuie să mergi pe ideea că trebuie, nu e neapărat mistificat, nu mistificat, talentul este mare, e puternic. Trebuie ușor pus sub lupă tot ceea ce este bun, pentru ca poetul, poeta, să aibă încredere în sine însuși. Prea puține sunt debuturi de calitate și de o asemenea calitate. Și atunci trebuie să-i întărești încrederea poetei în sine însăși, cu condiția ca această încredere să nu devină, și sper să nu devină, nemărginită. Dar ca orice actor, sper să perceapă și esența mesajului critic, care spune până unde să meargă cu încrederea. Până unde este vorba absolut sinceră și de unde este jocul. Asta nu înseamnă că poezia nu este pretabilă la o analiză de text serioasă, oricând. Ceea ce nu am scris și am observat azi, uitându-mă, și probabil că se pot observa oricând alte aspecte, poezia este de o deosebită teatralitate care merge până și la aranjarea în pagină. Un enunț care e pus cu majuscule îngroșate, e pus la final de pagină. În felul ăsta se trage câte o cortină. Ceea ce pare că este titlu, este sfârșitul. Se trag cortine, versurile sunt îmbinate cu proza în versuri, ceea ce e iar cu altă formă a unui artificiu a captării atenției cititorului. Rămâne ca aceste artificii să fie în continuare și mai speculate, în materia lirică. Sigur că un anume simț al limbii încă nu există rodat. Nu este rodat și foarte greu să fie rodat. Nu, aici, ca să nu ne amintim cu comparații, vreau să spun, până la poezie din convorbire literare, Eminescu nu avea încă organul acelei poezii prin care aș creat limba literară. A creat limba literaturii române, dar după primele trei poezii faimoase, doar la poezii vulcani. Nimeni nu se naște zeu, nimeni nu se naște geniu. Există și o diferență între, dacă vreți, iarăși ca să nu ne amețim cu comparații. Dau comparații pentru a ilustra o idee. Între tragediile de maturitate cu Shakespeare și Romeo și Giulietta, unde și Shakespeare însuși e tânăr. Shakespeare însuși e în rolul Romeo. Shakespeare, când scrie despre marile capodopere, intră în delea personajelor lui mature, muncite de tot felul de idei și care poate să ajungă să spună acea propoziție fundamentală a unui mare patetic mincinos și creator de lume, dar și ipocrit mincinos și ticălos și geniu, totodată, dacă ar minți, mâine cum aș putea să mă arăt între creștini.
Acum, ca să nu mă mai tragă de mână, că coci, că iar vorbesc acum despre Shakespeare, despre... pot să dau citat din Biblia, însă o să vorbesc, o să vorbesc pe o analiză de text, o poezie, pe care am, contrar modului meu de a fi, am să o și citesc. Cum, prima poezie, cum te iubesc acum, mereu te voi iubi. Mi-e ajuns să știu că în lipsa mea ți-e bine. Zâmbește, nu fi trist, căci eu aici voi fi, să navighez cu tine pe marea de suspine. Iată o primă strofă care spune și nu spune ceva. Ba da. Nu spune și nu spune ceva. Mai, da, într-adevăr, mai mult nu spune decât spune. Dar e o iubire eterne. Te-am iubit cum n-am să mai iubesc. E aproape ca un text de muzică ușoară, chiar în lipsa mea de bine. Voi merge, te voi iubi și la distanță, braț la braț cu ani, voi merge așteptându-te. Adică lucruri de astea, de puțin de muzică ușoară, de texte prezentabile de Octavian Ursulescu, cam așa ceva. Ei, a doua strofă, ne-am pus în joc iubirea să capăți al durerea pe care am sopor cu mine în mormânt. Te las în lumea rece ca la pieptul ei să stai. Dintr-o dată apare un frisson nouveau, cum a zis Victor Hugo despre Baudelaire. Dintr-o dată apare o răceală, un mic crivăt existențial, o suferință nemeritată ca preț al unui mare sentiment, care însă prea e declarată ca să fie cu totul reală. Mai degrabă și aici o găsim, începem să o găsim pe poetă în tonalitatea ei de bază despre care am scris în prefețe. În prefețe nu scriu decât același lucru, în prefețe sau în articol nu pot să scriu decât același lucru pe care îl gândesc. Nu am vorba lui Ilie Moromete, cum să-i spune despre Iorga, nu am doi creieri. Deci nu pot să scriu ceva și să spun altceva altădată. Poeta a teatralitatea. Iubitul este mai degrabă hipnotizat, este mai degrabă mințit cu grație, este mai degrabă sedus, e mai degrabă un eu liric feminin, de o anume, să mi se ierte cuvântul, de o anume nobilă, grațioasă pașivenie în seducție. Să capăt, dacă am sobor, prea e, totul este atât de declarativ în stilul marii poezii romantice, ca să fie chiar cu totul adevărat. Pe care te lasă în lumea ca, ca la pieptul ei să stai. Deci te las cu sfârșire interioară, cu mare, cu infinite păreri de rău, cu trageri infinite de cortine. Să-ți amintești de mine când dor te apasă, să vrei atunci iubire și înțelegere să-mi dai. Iar eu să nu mai accept, mai, M-A-I, nu era nimeni să nu mai accept ale tale vorbe dulci. Aici ne-am întors la 360 de grade, de unde atâta mare iubire, ia, fă puțin pași, te-am sedus destul, acum du-te tu și suferă. Poetica seducției este deja bine pusă la punct. E o poetă bine pusă la punct declarativ. Dacă va merge pe acest program și nu le zic poezii din carte, chiar merge, poeta poate să devină o extraordinară, cum să zic, un extraordinar compozitor de monologuri lirico-dramatice, de mare substanță, de mici piese, de începutul unor piese de teatru. Începând de asta, poate aibă la bază o eroină care își recită o partitură, depinde și numai ca textul să fie umplut și cu alte personaje. Vă las să vă scrieți povestea într-o carte, că eu mă voi retrage stingheră în viața mea, către cetatea sumbra sufletelor moarte, unde te aștept iubire să vină tu cândva. Unde mai este iubitul care este iubit, care mai este iubit? Să aștepți iubire, altă iubire. Altă iubire, o nouă iubire, iubirea prezentă sau trecută se pulverizează.
fata foarte tânără, dar în loc, la lombră de vreo fi avea. Auzi, o proiectează undeva de parte, de doar bătrânețe. Da. Dar, de că limba un, în studiile lui italienei, că Petrarca este un poet de dragoste între bătrâni. Între bătrâni, da. Între bătrâni. Numai că Petrarca este deja... Da, Petrarca... Petrarca este deja un model, pentru că el nu este poetul care spune, dacă vrei așa, nu este poetul care să, pentru care totuși spiritul a Beatrice Portinari. Laura, el deja i-a văzut glezna și puțin mai sus de glezna când se spală în râu, deja Petrarca începe să amușine, să adulmece ceea ce adormecăm cu toții de generații și generații. Așa, deci, iar să te aștept iubire, să vii și tu cândva. O piesă de teatru completă, un neolibric mai degrabă deseducător, nu am spus degeaba în prefață că stofa este genul acelei Madame de Stal, pe care nu a creat Napoleon, care și-a spus că îmi place Josephine, că e tâmpită, este doamnă tâmpită. N-am nevoie de intelectual, acelei Madame de Stal, care l-a luat cu ea pe Benjamin Constant l-a luat cu pistolul în piept, ca pe urmă este că dragoste cu sila se poate. Se face. La tânăra Iulia Alexandra Neastru se poate dragoste și cu sila, și cu voie bună, și cu tristețe, și cu voioșie, al ombră de la... Este, iar ei e plămădită exact al ombră de la Jean-Fian Fleur, al Proust, dintre acele fete complicate, deci de toate șansele a unei poezii mari, germen sunt puternici aici, care te zăpăcesc cum au zăpăcit și vor zăpăci și generații de generații și pe acei nenăscuți oameni al lui Nichita Stănescu, mereu, mereu, în calea timpilor ce vin, al lui Eminescu.